Din dorința de a ajuta studenții să-și contureze o imagine cât mai clară despre optometrie și de a participa la pregătirea lor practică în calitate de optometriști, Departamentul de Fizică a organizat o prezentare a aparaturii medicale, modalitățile de utilizare, dar și detaliile tehnice referitoare la tonometrul non-contact și lensmetrul automat. În cadrul proiectului Stagii de Practică pentru studenții Facultății de Științe, am organizat o întâlnire cu reprezentantul unei firme care lucrează în zona optometriei. Prin amabilitatea dumnealui, astăzi vom avea o demonstrație pe niște echipamente, astfel încât studenții noștri să-și formeze o idee mai clară legat de ce înseamnă, ce echipamente presupune acest domeniu. Să încercăm să le arătăm studenților cum se măsoară cu un lensmetru, cum se folosește, la ce folosește și la încă un aparat de diagnostic pentru glaucom. Ar putea să înveți, în primul rând, folosirea corectă, în eventualitatea în care vreodată va trebui să aleagă un aparat, să aleagă între unul de calitate și unul mai puțin calitativ, ar trebui să aleagă dintr-un segment de preț care ar trebui să fie un raport calitate corect. Demonstrația de astăzi a fost realizată în cadrul proiectului Stagii de Practică pentru studenții Facultății de Științe, prin care sunt subvenționate 250 de stagii de practică pentru studenții de la fizică, chimie, matematică, informatică și geografie. Tinerii participă la întâlniri cu angajatorii, târguri de joburi, vizite de studiu, concursuri, dar vor intra și într-un program de consiliere și orientare în carieră.